acele principale patru prelegeri ale dumneavoastră de care vă pătrundeți atunci când scrieți, faceți poezia, este vorba de cea generală, de fapt, viața, viața noastră în acest areal românesc prigonit în continuu. Și aici cel mai esențial, motivul iubirii, al mamei, al dialogului cu Dumnezeu, prin care se evidențiază și dialogul cu moartea, și motivul, ziceați, acel continuu vis al reîntregirii țării noastre, care rămâne un vis chilodit în continuu. Eu nu știu, am căutat să văd cine a scris sau scris, adică s-au referit criticii literari de dincolo de Prut. Nu am căutat să mă inspir și nici nu am să citesc aici prea mult, decât am să redau câteva gânduri așa esențiale, dar am să le citesc pentru că vin și cu argumentare din poezie și vreau să public acest material, tot am să-l public, poate îl public și la noi, dar neapărat în revistele românești cu care colaborez. Am să văd unde, oriunde cred că vor publica, dar ca să nu se repete. Și făceam trimitere la o idee pronunțată de dumneavoastră la început aici, când ziceați ce ar însemna, că v-a întrebat cineva ce ar însemna omul cu două duminici, Traian Vasilcău, mă întrebam și eu de ce două duminici și care ar fi acele două duminici. Dumneavoastră ați elucidat un pic așa ce ar însemna prin poezia pe care ați citit-o. Bine cunoscând Duvenu integral opera sa, dumneavoastră care depășește mai mult de 80 de cărți, totuși am găsit un răspuns și să vedeți că... 64.